Bună și bine te-am găsit la Legea Atracției! Un eveniment astronomic spectaculos va avea loc pe data de 14 octombrie 2023. La această dată, Luna va acoperi aproximativ 91% din suprafața Soarelui, creând un moment special în care va putea fi admirat fenomenul cunoscut sub numele de Inelul de Foc. Eclipsa inelară de Soare va dura aproximativ 3 ore și va fi vizibilă din zone precum America de Nord, America de Sud, estul Oceanului Pacific și vestul Oceanului Atlantic. Așadar, din păcate, această eclipsă totală de Soare nu va putea fi vizibilă și din România. Eclipsa totală de Soare următoare, care va putea fi observată și din România, va avea loc la data de 3 septembrie 2081. O eclipsă inelară de Soare apare atunci când Luna trece între Pământ și Soare, dar dimensiunea relativă a Lunii în discurs solar este mai mică decât cea a Soarelui, astfel încât nu acoperă în totalitate acest disc solar. Rezultatul este o imagine a Soarelui cu un inel strălucitor în jurul marginilor sale. Din punct de vedere al legii atracției, acest fenomen este o reprezentare a echilibrului dintre lumina și întunericul din viețile noastre. Este momentul în care putem și trebuie să lăsăm în urmă ceea ce nu mai servește scopului nostru actual și să facem loc pentru energiile și experiențele noi și pozitive. Dar ce face ca această eclipsă totală de Soare în zodia Balanță să fie atât de specială? Haideți să descoperim. Zodia Balanță este guvernată de planeta Venus și este cunoscută pentru armonie, echilibru și justiție. În astrologie, Balanța reprezintă relațiile și parteneriatele, căutând mereu armonia și echilibrul în toate aspectele vieții. Iată ce semnificație are eclipsa de Soare din zodia Balanță din data de 14 octombrie 2023. În primul rând, această eclipsă aduce cu sine mesajul de armonie și echilibru în toate relațiile noastre. Este momentul potrivit pentru a reflecta asupra legăturilor personale și profesionale și a încerca să găsim soluții care aduc armonia și echilibrul. Acum că am înțeles despre ce este vorba în privința eclipsei de Soare, să ne concentrăm pe modul în care putem folosi această energie și cum se leagă de legea atracției. Eclipsa inelară de Soare în Balanță ne oferă oportunitatea unică de a lucra cu această energie și de a ne focaliza intențiile pentru a atrage tot ceea ce ne dorim în viețile noastre. Prin aplicarea legii atracției în timpul eclipsei de Soare, ne putem deschide către o transformare personală profundă spre dezvoltare mentală și spre dezvoltare spirituală. Este important să fim conștienți de puterea gândurilor și intențiilor noastre și să lucrăm cu această energie pentru a atrage tot ceea ce ne dorim în viețile noastre. Eclipsa de Soare poate fi privită ca un moment cu potențial amplificat, un moment în care energia și intențiile noastre pot avea un impact profund asupra relațiilor noastre. Iată câteva modalități concrete în care putem să folosim această energie și cum să o aplicăm în legătură cu legea atracției. Concentrarea energiei. Eclipsa inelară de Soare poate fi văzută ca o oportunitate de a ne concentra energiile interioare și intențiile spre atingerea obiectivelor noastre. Putem folosi această perioadă pentru meditație, pentru vizualizare și să ne concentrăm asupra ceea ce dorim să atragem în viața noastră. Eliberarea energiilor negative. Eclipsa totală de Soare poate fi de asemenea un moment propice pentru a ne elibera de energiile negative și de toate blocajele care ne împiedică să avansăm. Prin recunoașterea și eliberarea tuturor acestor blocaje, putem să facem loc lucrurilor noi și armoniei în viața noastră. Transformarea și regenerarea. Deoarece o eclipsă de Soare este suprapunerea temporară a luminii și a întunericului, poate fi interpretată ca un simbol al transformării și al regenerării. Este un moment potrivit pentru a renunța la tot ce ne ține pe loc și pentru a aborda noi începuturi. Scrieți o scrisoare detaliată cu intențiile și dorințele pe care le aveți pentru viitor.
fiecare cuvânt contează, iar această scrisoare poate servi ca o ancoră pentru obiectivele propuse. Astfel, în această perioadă cu legea atracției ca ghid, putem să ne concentrăm asupra relațiilor noastre, asupra dezvoltării personale și asupra manifestării tuturor obiectivelor și dorințelor noastre. Avem o ocazie deosebită de a ne conecta cu energia echilibrului și de a atrage în viețile noastre tot ceea ce ne dorim. În concluzie, o eclipsă inelară de soare în zodia balanță este un eveniment astronomic care poate aduce cu sine semnificații profunde în ceea ce privește relațiile noastre și legea atracției. Este un moment favorabil pentru a lucra cu această energie și a ne concentra intențiile pentru a atrage echilibru, armonie și succes în viața noastră. Așa că profităm de această ocazie rară și ne concentrăm pentru a ne transforma și a ne dezvolta pe plan personal. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă ți-a plăcut acest material sau nu, te rog să îi acorzi un like sau un dislike. De asemenea, dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.